și nimeni nu cheamă nimeni. Păi bă, că nici nu sună la pompier nimeni. De când arde? Uite, a lăsat cineva jos acolo un instinctor de al naibii dacă dă pe ea. Sau cred că o da, dar... Hai, deja au luat toate, iată. Mai pericol să nu ia așa-i altă de lângă. Vin pompiere abia acum, o să. Opel Tigra, da. Cine știe de-al ce l-o fac? Hai, ce ia fumă pe ea din bloc acum. Hai, închideți geamurile. Că... Scrum, ce mai faci cu mașina? Acum asta, acum, la urmă, 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 la urmă
cine. Dar nu mai decât tu. Pomperii din Reșița, au venit, ia copreacul și tot tărașul. Așa, tot venit pomperii tot așa. Ăsta pompier. Na, hai da la lucru. Dacă o filmă, care fac telefonul mobil? S-a întâmplat. Nu, a ieșit fum și a luat foc. Atât. Dar de unde? De la motor, de acolo? Nu, din spate, de la... Din spate? Da. A făcut un scurt? De benzină acolo, da. A fost un scurt? Nu știu dacă a fost un scurt, nu știu. A ieșit fum și... Ați apucat numai să săriți din ea? Da, am ieșit afară, am... Nu ce mă uit acolo și deja au luat foc. A ieșit afară. La fața locului. Era plin de placere și ardea, oricum de în spate la foc mașina, dar cam asta am văzut, o foc mai mică, dar mi se pare cam ciudat că se ardea mașina așa de sigur, ceva s-a întâmplat și băiat nu era mașina, când a început să ardea mașina. A sărit lumea în ajutorul lui cu stingătoare, cu...
Bine, au fost ceva băiat și au chemat pompieri, că după ceva minute au ajuns. Mie că nu mai au ars mașinile de lângă. Oricum, flacăra era... Cam... Încă n-am văzut așa ceva. Până la ce etaj ajungi? Au ajuns... Bine, da, nu flacăra până la etajul 1, dar cu fumul, mă, sunt, bine, cum... Adică s-o sperea lumea de sus, a trebuit să mergi și la ei, să dați un interviu. Prea ca la țară, nu? Ce zic, băieți? N-am făcut încă. A, a blagoslovit-o și pe asta? Asta a fost în mișcare? Da. Nu cred că m-a Detașamentul de pompieri Reșița a intervenit prin intermediul gărzii de intervenție la un incendiu produs la un autovehicul marca Opel Tigra în zona Luncă, strada Ecuza, în spatele blocului D3. Incendiul se manifesta cu flacări atât în interiorul cât și în exteriorul autovehicului. S-a acționat pentru stingere cu apă. În urma incendiului, autovehicul a fost distrus în proporții de 70-80% și a mai fost afectat încă un autovehicul din apropiere. Numele și funcția dumneavoastră? Șef Garda Intervenției Detașament Pompieri și plutonier ajutant șef Crăciun, Nelu.